cel care a preluat mandatul domnului senator Badea, cel care și-a luat rămas bun de la dumneavoastră cu ceva timp în urmă, domnul senator este pe Comisia de Diaspora Minorități în cadrul Senatului României și a dorit să vă cunoască astăzi și de ce nu se împărtășiți din din problemele cu care dumneavoastră vă confruntați și de ce nu să aveți o legătură directă, dacă aveți anumite probleme, să le transmiteți și să încerceți să vă sprijine cu tot ce poate să sprijine comunitatea românească de aici din regiune. Cred că mai vin și alții pe drum, dar putem să începem oarecum. O să mă prezint mai întâi, dacă am câteva cuvinte, doamna consul. V-a spus în mare, ca să înțelegeți cine sunt, o să vă iau puțin mai din anii 90. Provin din mediul de business, din privat. La 1995 am plecat în Grecia, împins oarecum de situația din România de la ora aceea. Am plecat pentru un an, doi să-mi revin și am stat 25, împreună cu familia. M-am repatriat în 2020. În perioada când am stat în Grecia, am fost foarte activ în mediul asociativ. Sunt membru fondator la multe asociații din regiunea mediteraneană, mai ales din Grecia, Cipru. Am optat totdeauna pentru asocierea românilor din diaspora pentru a fi mai puternici și mai bine reprezentați în fața autorităților locale, atât din țara gazdă, cât și în relația cu autoritățile române. După repatriere, în 2020, am venit mai întâi la invitația unui coleg de-al meu care a fost numit pe vremea secretar de stat la Departamentul Român de Pretutindeni, numit de Budușa din Italia. Era prima dată când departamentul avea o conducere numită din diaspora. Am fost consilierul în 2004 luni. Domnul Badea lucrez de foarte mulți ani, de prin 2014, ultimii 7 ani a fost consilierul lui la Senatul României. Conjunctura a făcut să fiu al doilea pe listă la lege în 2020. Nu avea plecat, nu constituit Consiliul General. Am preluat mandat undeva în luna noiembrie, anul trecut. De atunci sunt într-un permanent pe drumul, încercând să iau contact și să cunosc mai bine, cel puțin din zonele istorice, unde mai puțin am activat ca și diasporeanță. Nu vreau să vă țin cuvântări de, nu știu, aș vrea mai mult să, dacă puteți, vă prezentați unul cu unul, nu știu, dacă da, mai numai, ca să înțeleg mai bine un pic și să pot să-mi întipăresc un pic mai mult în memorie fiecare cu ce se ocupă în două, trei cuvinte și apoi să facem o întâlnire, să fie un pic mai interactivă, să-mi puneți întrebări sau să-mi propuneți să prezentați în general cu ce vă confruntați și dacă pot să vă fiu de ajutor în vreun fel, fără... Eu sunt mai nou în politică, nu prea fac promisiuni, nu prea încerc să evit să ies din sfera asta politicienilor care spun multe și fac puține. Nu o să vă promit decât în cazul în care o să fiu sigur că o să pot să vă ajut într-adevăr, într-o anumită problemă. Trebuie să țineți cont de faptul că și dumnealui în Grecia s-a confruntat cu aceleași probleme exact pe care le aveți dumneavoastră. A fost mediul asociativ, acolo a fost liderul comunității din Grecia și, într-adevăr, știe câte eforturi depuneți dumneavoastră ca și lideri al mediului asociativ aici. Și cred că aveți un interlocutor foarte bun pentru a-i transmite probleme și cu siguranță le înțelege la adevărata valoare. Chiar dacă dumneavoastră faceți parte din comunitatea istorică românească de aici și dumneavoastră a reprezentat comunitatea din diaspora, din Grecia, cred că înțelege foarte bine cum trebuie să făcute lucrurile, cum se fac proiectele, înțelege mult mai bine decât alți parlamentari sau alții senatori care au venit pe poziția dumneavoastră, dumneavoastră și n-au știut într-adevăr cu ce se confruntă românii din afara granițelor. Are o relație specială și cu domnul Florin Cârciu. Dumnealui, mă rog, sunt apropiații, a lucrat și în Departamentul pentru Români de Pretutindeni și cred că vă cunoaște problemele și știe cât de important sunt aceste instituții pentru dumneavoastră.
Ca o completare, să știți că și hotărârea de a intra în politică am luat-o după ce m-am confruntat cu foarte multe probleme și am considerat că intrând în politică voi putea ajuta mai mult. Vă spun sincer că m-a ajutat, cel puțin din tot ce însemna zona de care mă ocupam în perioada aia, dar acum nu reprezint doar diaspora europeană. Circumscripția 43 înseamnă toată diaspora. Acum eu știu că eu, după punctul meu de vedere, aș separa puțin lucrurile. Diaspora mi se pare că e una, tot ce înseamnă zona istorică e de fapt alta, altceva, problematica e alta. Dar deocamdată asta avem, astea sunt instrumentele legale în România cu care trăm. Și o să mai spun de fapt un lucru, în afară de faptul că sunt membru în Comisia Românilor de Pretutindeni, mai sunt membru și Comisia de Cultură de Senatul României. Deci am o legătură și cu ICR-urile și cu tot ce înseamnă mediul, că de fapt Comisia se numește Comisia de Cultură și Media, deci tot ce înseamnă presă. Aș vrea doar ceva, nu ca întrebare. Puteți să vorbiți despre comunitățile dumneavoastră, dacă toți ați venit. Puteți să spuneți orice, este important să ajungă cât mai multe istorie. Suntem o comună românească, 15.000 jumătate de populație. Avem 6 școli românești, una, o școală pe predare în limba ucraineană, dar toți vorbesc românești, slavă Domnului. Aș vrea doar o dorință, dacă vedeți că totul nu depinde numai de noi oamenii și de sus. De la Dumnezeu. Dar vrea ca să îmi doresc eu mai departe și toți românii de aici de la noi, ca să avem așa o conlucrare frumoasă cum s-a petrecut ultimii ani. Despre ce vorbesc? Despre, începând cu Departamentul Românilor de Pretutindeni, adică cu domnul ministru, eu așa îi spun pe doamna și nu pot altfel, Gheorghe Florin Cărciu și doamna consul general noastră, care, să vă spun drept, rar când se întâmplă așa persoane care să nu aprecieze lucrul sau oamenii după culoarea omilor sau după situația lor sau știu eu cum altfel, dar am fost toți dragi și foarte frumoase lucruri s-au petrecut aceștia. Aș vrea și mai departe să știu eu, să ne ajute Dumnezeu ca să continuăm. Într-adevăr, astăzi știu eu și colegii primari tot așa să spună, au simțit toți românii din Bucovina, deci la noi au simțit, începând de la cel mai mic până la cel mai vârstnic, au simțit că avem frați, că nu suntem lăsați sau uitați. Și clar lucru, dorința mea de totdeauna, știu eu, cu a noștri parteneri din partea României, dacă cu ceva i-ar stimula România, ca să ne ia pe noi parteneri. Noi suntem slabi parteneri, noi asta înțelegem. Eu de mine spun. Nu de altcineva, nu vreau ca să neglijez pe toți. Eu spun așa din pricină că noi nu avem acele, să spun, experiențe de a scrie proiecte sau diferite, mai ales transfrontaliere și diferite. Și vreau să spun că colegii, pentru că cunosc situația foarte bine, la România comunele sunt de acum la o etapă mult mai departe. Pentru noi ceva simplu ar fi foarte folos, dar dumnealor au plecat în Ucraina. Aș vrea ca cu ceva, dacă s-ar primi la lucru, domnule senator, suntem foarte bucuroși de întâlnirea cu dumneavoastră și vă spun încă o dată, transmiteți mulțumiri departamentului și întregului guvern, pentru că foarte mult. Să vă spun drept, cu capul în sus, sunt mândră și totdeauna am spus așa, să spun că s-a simțit și omul când cel mai mult prețuiește, când sunt unele greutăți, unele obstacole, noi acestea le-am simțit și când nu avem căldură și nu avem, știu eu, ceva pozitiv, ceva frumos de nicăieri, îți vine frații în sprijin, atunci este un lucru foarte frumos, le transmiteți mulțumiri. Fiecare așteaptă după munca lui să fie apreciat, să fie, și eu spun că la cel mai nivel, la foarte înalt nivel. Aș vrea mai departe să avem așa conlucrare, ca fiecare să rămână la așa, la serviciu unde suntem din ieși. Câte frățiri aveți, domnul primar? Frățiri avem 6. Cu avem 6. Avem cu Dumbrăveni, avem cu Vicovul de sus, orașelul Vicovul de sus, avem cu Vicovul de jos, avem cu Iacobiniu, avem cu Maierul Bistrița Năsăud, și care am mai scăpat, am mai consilier, care... Da, avem mulți. Da, Cașfana. Avem foarte mulți, foarte buni primari. Îmi spun, ultimul
care a fost la noi, domnul Vasile. Ce proiecte urmează să derulați? Știu eu, să vedeți că nu știu de ce, eu totdeauna mă închipuiam că în Ucraina burocrația e mare, dar este și în România. Și ce vreau să vă spun că ar fi mai simplu ceva, ca să nu mai trebuiască să știu să vizeze și ministerul, ca să încheiem parteneriat, ori nu mai ne știe, sau suntem în natrata, să dea voie de acolo. Consiliul Comunei, dacă a primit hotărâri, că-s de acord, atunci ar fi normal să scoatem toate astea burocrații. Și acolo stă luni întregi la București și așteaptă, Doamne, poate s-a primit ceva. Și până și ne trezim, e târziu de acum. Noi, clar, ne interesează foarte mult, orice pentru noi e interesant. Da, aveți un proiect așa, doriți să faceți ceva în cadrul parteneriatelor? Da, avem idei foarte multe, dar să vă spun, pe când nu avem acceptare la bine, minister. Bine, ok, dar ce v-ați dorit? Da, începem cu infrastructura, pentru toate. Spuneți, e important. Grădiniți de, pentru, să vedeți, grădiniți de copii, slavă Domnului, avem cu cei să ne bucurăm și arăta la partenerii noștri care vin la România, că unii lucruri sunt și la noi bune. Nu suntem așa, dar nu avem cu ce, de exemplu, terenul de joacă, diferite lucruri care sunt principale. Infrastructura, da. Nici nu mai vorbim pentru infrastructură și toate lucrurile. Să modernizăm și să facem așa ca la școlile cu limba cu predare în limba română, ca să vină copiii noștri cât mai mult. I-am promis domnului senator ca în următoarea vizită pe care o face să vină școlile românești din regiunea. Acum a fost foarte scurt, a venit special pentru Fântâna Albă și a dorit să vă cunoască pe dumneavoastră. Să poartă o discuție de principiu. Dar data viitoare aș vrea să intre în școli, să intre în sate, să-l primim cumva, să și vadă la fața locului cum sunteți dumneavoastră, pentru că, așa cum spunea domnul primar, într-adevăr, grădinițele și școlile de aici sunt un exemplu. Chiar dacă poate nu sunt la fel de moderne și au, cum să zic, surse proprii, așa cum s-au putut gospodări, vă spun că sunt atât de vii, pe pereți au așa o interacțiune cu copilul, cu fiecare clasă este ilustrată, să zic așa, și personalizată după personalitatea profesorului, este ceva special, ce România nu mai are. Și de fiecare dată când vin profesorii din România sau anumiți demnitari, sunt fascinați de modul cum sunt gospodărite aceste școli. Iar primarii, și mai ales primarii din comunitatea românească, pentru că până la urmă ăsta este obiectul nostru, nu neapărat că nu ne dorim să sprijinim și restul Ucrainei, se îngrijesc foarte mult de aceste școli și pentru că până la urmă ăsta este viitorul comunității de mâine. Da. Mi-a interesat foarte mult lucru pe turist. Am găsit noi ceea ce suntem interesați și noi și partenerii noștri. Așteptăm acceptarea și atunci, clar, dacă partenerii noștri ne-a ajutat puțin ca, știu eu, partea cea mai valoroasă, mai multă, ca să fie din partea, totuși, a partenerilor, pentru că noi... dezvoltarea proiectelor transfrontaliere. Aș mă trebuie să vorbesc mai puțin, ca colegul meu, când dau seama că doritori sunt mai mulți, numai eu, în alcătuința Comunei Drașeni, între acestea, Vasile Ciuleac, mă scuzeți că am scăpat din ziare, în apătăință cu mitrașeni în jur de 8.000 de locuitori, eu marginim cu România. Probleme sunt, sigur, când vă dați seama cum e în timpul de față la noi în Ucraina, măcar că în Bucovina aici mai ne simțim bine, dar totuși avem și neajuturi, clar, că din comuna noastră de Cătrașeni avem 67 de persoane la, în partea, știți, la război, care tot nu îmi pare bine când părinții, copiii vin pe la primărie sau îi fac nomad. Îi trag atenție că nu-i bine așa, care nu-i clar, înțelegem, știm. Ținem legătură foarte mult cu comuna Dumbrăveni, cum știm foarte bine, cu comuna Țersna. Avem proiecte care credem că viitor doar rezolva în privința culturii și mai alte lucruri la început, dar nu știm, încă cred că e un procesul de lucru. Câte înfrățiri aveți? Cu două comuni, Desna și Dumbrăveni. Da. Dar cred că aici nu ne oprim, mereu continuăm mai departe, pentru că este nevoie. Avem destul probleme. Avem neajunsuri de școlile, probleme că
copii sunt mulți și nu avem încăpere, nu avem așa învăța la grădiniți, tot nu avem ajutor. Dar în timpul de față, în bugetul primăriei pentru anul acesta, pentru infrastructură, pentru a face ceva, n-am planat nici un ban, că nu avem de unde, totul ce se acumulează în bugetul primăriei, noi ne stărim pe mai multe jemărchețe pentru, cum se numește, câtea bună scolă și consultivă stabilă. Pentru, da, într-adevăr, pentru mai multe jemărchețe, că așa se are de la noi legea, trebuie să ne stărim ca și face, că iar de altfel, în septembrie, nu putem deschide nici grădiniți, nici școlile, nu avea probleme, nu putea trece, o spate la capăt de lucrurile acestea. Dar alte lucruri, le discutăm cum putem. Și ar fi un minus mare, dacă nu mărcinim cu România, am avut, sunt la curent cu toate lucrurile care sunt scoare, câte Ucraina și așa, mulți de România știu. Și ar fi un minus mare dacă n-ați spune cum n-ați accentua o mulțumire către România, către Guvernul României, către toți, către... adică, toată România, cum a spus, pentru ajutoarele care mi-au acordat de când a început războiul și prin timpul de față, am avut foarte mult ajutor, am primit și generatoare, am primit și multe lucruri bune care au rămas și la noi în comunele noastre, ne-am împărțit și cu frați care, și cu colegi care au avut mai mult neajuns și am trimis foarte mult în partea, în polul la Donetsk, la Nicolae, am ajutat în partea și pentru asta îi cunosc și sunt foarte mulțumit. Mulțumim din suflet, mulțumesc doamnei consul general, pentru că tot a fost organizat un lucru foarte care era însemnat, a rămas pentru noi, am primit generatoare, am primit chiar unul dintre generatori cel mai mare, cel mai puternic, nu v-am ajuns la, mulțumim mult, sunt recunoscător pentru așa lucruri foarte bune și am promis că mult dan și vorbesc. Stința. Deci, cum o stință se începe de la coastele Cernăuților și se întinde cu 10 sate până aproape în coastele României. Avem 9 sate românești, un sat micuț ucrainean care tot e noastră și păstrăm că e noastră, 8 școli, 3 grădinițe de copii pâidare limba română, toate bisericile pâidare limba română, prietenim foarte mult cu alți primari din România. Avem împărțire cu Costiștiu Vâlcea, avem cu Deficiștiu Suceava și Darabaniu Bătoșan. Poiana Stampi. București și Sector 4. Și Poiana Stampi. La București? Sector 4. Și București, Sector 4, da. Sector 4, dar numai unele intră pe transfrontalier, cele care sunt aproape. Și Suceava Bătoșan. Am noutate că noi vineri ne întâlnim la o școală foarte interesantă la noi, unde vom povesti mult, mai interesant. Vineri ne întâlnim cu domnul, nu ne întâlnim cu domnul senator, ne întâlnim cu domnul ambasador al României în Ucraina. Da, domnul Nicol. Venim la dumneavoastră. Dumnealui se află aici, o să avem masa rotundă NATO, se organizează împreună cu Consulatul General, organizează împreună cu Administrația Regională de Stat și împreună cu Consiliul Județean și aici prezent va fi cel care va coordona și este și domnul Hartmann. Organizăm masa rotundă NATO și vine cu această ocazie și am zis ca să-i umplu un pic programul și să vă invităm și pe dumneavoastră. De ce? Ca să întărim mai mult suportul pe care doriți să-l aportăm din partea ROAIT-ului. Da, ca și întâlnire la o școală foarte interesantă de 150 de ani, care prin denumiri era de Regina Maria. O istorie foarte puternică, foarte ușor. Așa, primarii au zis toate cei ce și eu spun mulțumiri la în Guvernul României, pentru susținerea noastră, când a fost cea mai greu care copiii noștri, cea mai mare parte a anului 22 s-au fost sub sol, din pricina alarmei, care tot și-au venit cu pădura, cu generatoare, cu diferite ajutoare. Ion Grijin, cu patrul de sus.
Comuna Pătrăuț, în comuna noastră sunt trei sate, Pătrăuț de Sus, Pătrăuț de Jos, Arșeță, patru licee, școală de artă, școală sportivă. De părere de rău, n-avem nicio legătură de dincolo, de la România. N-aveți împreție. Până și eu. Suntem în societăți. Da. Mă rog. Vă doriți parteneriatul? Da, tare de rău. Să da? Numai decât da. Deci să trimită niște primari la dumneavoastră, să aveți Toți suntem cea mai tânără comună în regiunea Cernăuț. Noi suntem formați în anul 20, dacă în Anatoliu Fițu cu comuna Cipiei s-a pus 16. În mod de multă condiția ca guvernul Ucrainei și ca guvernul României, dar noi suntem. Avem un proiect cu Laurențiu Dragomir, Casa de Cultură de Pătrăuț Jos, jumătate s-a acoperit, jumătate minus, bani de-a mult s-a terminat. Noi sperăm cum găsesc un frate. Îmi mai spuneți odată câte sate a zis că aveți? Poate trei sate. Trei sate. În trei școli, predarea limba română, într-o școală în limba ucraineană și la Șipsa și avea este limba acolo. O comună, trei sate și trei cei? 8600 de populație. Zileau comunea voastră. 1300 de elevi. Nu știu dacă avem multe comune, nu știu dacă. Există o comună să aibă licee și trei. Da, da, să știți că aici natalitatea este destul de ridicată. Foarte general, nu trebuie să urmă în licee. Am înțeles, deci au predat de la... Automat de-a trei. Da, da, tot de la primar. Cel de 9 ani, general. Ce vă trebuie domnul primar acolo? Ce vă doriți? Pace în lume și cinstită. Pace în lume și cinstită. Pace în lume și cinstită. Să putem copiii să ne vedem și te gați înapoi în fronte și de rotare. Este lanț. La noi o grămadă de învăstori, învăstoare de chelii să ieși la noi, restul sunt bărbați, sunt Belgia, în Italia, Uniunea Europeană, în Franța, se întâlnesc în Vico de Sus, acolo, la un tavară pe noi. Să stau în țările că vorbire chiar vin la muncă. Asta e principalul. Ce-i face? Trebuie să noi cum faci prin șeptător. Nu s-o fac deodată, cum să zici. Satul nostru din 1610. 4, 5, 7 biserici, avem două castelul, 25. În slujbile să ne barună. N-avem probleme cu... la o confesie, ori la celălalt. Tătii, cum se cade. Dacă să avea posibilitate, tu mi-am atrasos la noi la școală, unde am lucrat eu. Poftim la Pătrăuți. Cu proiecte transfrontaliere și cu plățirile, am discutat-o și ieri. Cred că numai un singur, un singur din plasă, l-am văzut ieri. Da. Eu am făcut o promisiune ieri și o să mă țin de ea. Ideea era că să organizăm întâlniri cu primarii, cu toți primarii de aici, din zonă, care au... Sunt 17 primari pe comunitățile românești. Și eu, în momentul în care o să am toate datele, o să organizăm ca să vedem cel puțin încă 17 primari din România. Adică să facem o... întâlnire. Întâlnirea... sunt invitați și așa, dar mai... Nu, vreau să... eu vin din business și fac lucrurile un pic altfel. Adică aș vrea să, dacă ne întâlnim două-trei zile să aplicăm, să lucrăm pe diverse... începând de la inițierea în scrierea unui proiect, în afară de faptul că puteți schimba impresii și experiențe cei din România, putem lucra aplicat. Putem aduce oameni de la care se ocupă, de la fonduri europene, de la... care se vor aplica, să le explice ce, cum, unde se începe, unde se termină, măcar pașii importanții cunoască. Și de acolo se poate naște și viitoare înfrățiri și în așa fel încât să putem demara niște proiecte transfrontaliere. Așa văd eu. Acum rămâne discutat unde. Mă vedeam că ar fi mai bine să fie în România și în zona Sucevei de Rus undeva. Pentru că ați putea vedea și proiectul de atât implementate. Ca să vă dați seama cum... și cât de repede au făcut și cât... pentru că și la noi nu vă vedeți. Sunt sate, vă spune, am spus că sunt satele foarte mai dezvoltate. Să știți că dacă mergi, vă vedeți și sate, și la noi, ca toată lumea, omul sfințește locul.
care au avut interes și au vrut și au crescut oameni pe lângă ei și au făcut echipe și au pus, i-au trimis la cursuri, i-au specializat în tot ce înseamnă fonduri europene, au reușit, au pus umărul, au muncit și au reușit. În termen foarte scurt, eu pot da exemple de comune din județul Suceava, de jur Brădăuțului, care în primare sunt la primul mandat și au făcut o grăză de lucruri. Asta am vrut să spun, într-adevăr, cu fondurile așa se poate rezolva, doar cu proiectele astea la centralierii sau cu fonduri private, unele probleme se ne pot rezolva. Mi-ați mai spus de că vă doriți să transmit mulțumiri diverselor instituții din România pentru ajutoare, pentru tot ce ați primit și pentru în situația asta pe care o aveți acum. Eu o să le transmit. Ideea este că să nu trăiți cu impresia că ar fi trebuit vreodată să mulțumesc. Știți că e datoria noastră să o facem. Nu cred că a făcut-o nimeni chiar dintr-o... Toată lumea a acționat atunci, pe moment, din suflet, pentru suflet. Eu am o grămadă de prieteni care au fost în vamă, care au stat zile întregi, care au făcut eforturi, au venit și din sănătate, am colegi din Italia care au fost cu porturi și cu... s-au făcut diverse, în afară de oficiali, care se văd. Foarte mulți oameni de rând au făcut lucruri fără să fie nici mediatizați, nici au dorit treaba asta. Dar dacă mă rugați, o să transmit. În ceea ce înseamnă, că spunea cred că primul domn care a vorbit, spunea ceva de că își dorește să nu se schimbe nimic din punct de vedere administrativ. Eu am înțeles că vreți să fii numită doamnă cu general, pe viață, dacă să fie așa. Asta înțeleg. E un pic dificil. Acum eu sunt la mijloc. Dacă vă ascult pe dumneavoastră, s-ar putea să... Nu, dar le-am spus că nu pot să-mi fac criptă ca și lui Galina aici. La cimitirul istoric, ieri ar trebui să vadă și dumnealui, pentru că ar vrea să susțină Cernăuțiu și să încercăm să renovăm cimitirul istoric și să facem un proiect transfrontalier cel puțin și să aducem cimitirul istoric de o manieră în care să-l cinstim, pentru că sunt înaintași atâtor popoare, să zic, acolo sunt multe minorități înmormântate și arată jalnic, criptele sunt profanate. Noi încercăm cu 13 cripte, așa, cu domnul Răuț, cu domnul de la APP, de la Asociația din România, cu domnul Laurențiu, să facem anumite lucruri, dar cu o floare nu se face primăvară și cred că aici trebuie să unim niște forțe și, într-adevăr, să ridicăm acest cimitir și să-și găsească acei morți locul și să fie cinstiți la adevărată valoare. Și i-am spus domnului senator că de data aceasta îl duc în locurile urâte din Cernăuți, adică casa un în care n-am reușit să o renovăm și sperăm că se va face. Ieri chiar am discutat cu viceguvernatorul. Am stat un pic de vorbă după ce am fost la Fântâna Albă și am încercat să discut pe această temă și să încercăm să reluăm acest proiect. Am pus presiune pentru că până la urmă trebuie să plecăm cu aceste obiective mari pentru comunitatea românească, iar cimitirul istoric este unul din obiectivele mele pe care chiar am încercat cel puțin până voi pleca să demarăm ceva. Trebuie să demarăm și l-am rugat frumos pe domnul senator să determine primarul de la Rădăuț sau nu știu, pe cineva din zona de transfrontalieră să vină și să încercăm să încheiem acest proiect transfrontalier de renovare a cimitirului istoric. Este foarte important. Avem foarte multe personalități. Chiar era domnul Șapcă, la un moment dat spunea că dorește să... Nu știu ce a fost acolo, un preot, nu știu exact ce... A fost un alt prelat aici în regiune și a trebuit să-l desfumeze și să-l ducă în satul de Baștină. Și eu chiar am spus că nu este cazul, pentru că totuși cimitirul acesta este un panteon al personalităților românești și nu numai al personalităților românești. Acolo sunt și poloni și nemți și sunt convinsă că Comisia Europeană ar bifa în primul rând să renoveze acest cimitir. Totul este să existe voință politică și, într-adevăr, primarul de la Cernăuți să accepte acest proiect transfrontalier. Dacă nu, am rugat Consiliul Regional sau alte consilii, până la urmă pot să facă să ia vizele de la primărie dacă nu un primar nu dorește sau, mă rog,
nu știu, nu se implică corect cu acesta lucrurile. De la Bilca vreau mormântul lui George Tofan, care au acolo, știu de ce, da, Tofan, deci, și vreau să-l... E un proiect pe care trebuie să susțin. Mă scuzați. Deci nu ne putem decât să ne dorim ca locuitorul doamne să preia toate... Nu este speriat. Metodistă la Institutul Post-Universitar din Regiunea Cernăuți și anume cadrele a claselor primare de predare în limba română, a școlilor predare în limba română și vicepreședinte Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Regiunea Cernăuți. Aș vrea să transmit mulțumiri pentru bursele alocate la, anume, la toți elevii de clasele primare și nu numai, dar și cadrele didactice. Le-au primit. Cei ce avem nevoie la clasele primare, vă spun sincer că sunt materiale didactice, care ducem o elipsă enormă. Toate materialele care învățătorii se folosesc sunt procurate prin internet, făcute personal, traduse în limba română nu găsim, decât doar le procurăm și noi personal când mergem la schimbul de experiență în România, le procurăm acolo. Mulțumim! Da. O să vreau să vă spun că eu nu am niciun merit personal pentru, nici pentru bursi, decât pentru perioada când am fost la departamentul număr pretutindeni, în care cu efort, la pandemie, am avut mari probleme pe vremea, nu știu dacă vă aduceți aminte că s-au plătit bursele undeva pe 30-31 decembrie, era să pierdem fondurile, nu aveam prezentare juridică, au fost alte condiții în perioada când am fost eu acolo. Mă bucur că domnul Plăcea a reușit să facă treaba asta, deci când a preluat departamentul, au obținut și personalitate juridică, este un dator de credit, este mult mai ușor să facă lucruri, în afară de faptul că li s-a mărit bugetul extraordinar de mult. Și a permis să și mărească bursile, eu știu cum erau în 2020, știu ce priviți acum, mai ales că am înțeles că a intrat în, s-a plătit și, nu știu, bursi, tot pentru profesori, da, care nu exista. Da. Deci eu pot să-i transmit mulțumim din partea noastră, dar nu mi-a trebuit meritele Dacă este nevoie de spus, se poate să intervenim? Domnul Hartmann, l-aș văzut ieri, v-a asigurat traducerea faptului. Da, bună ziua! De fapt, n-am insistat asupra acestui aspect, dar, în primul rând, chiar într-adevăr, vreau să aduc mari mulțumiri României, fiindcă în perioada aceasta, atât ajutor cât am primit din partea României, cred că e una dintre țările care în cea mai mare măsură s-a implicat ajutorului Ucrainei. În primul rând și s-a dovedit a fi un partener de cel mai de nădejde în această situație. Vreau să spun că acum avem mai multe acțiuni împreună cu colegii din România. La sfârșitul aprilie avem o conferință în București legată de integrarea refugiaților din Ucraina în societatea românească sau elaborarea unor pași pentru revenirea lor în țară. Avem mai multe proiecte legate de aspectele legate de interacțiunea administrațiilor publice și societății civile. Pe data de 30 aprilie avem o întrunire la Suceava între primarii și reprezentanții ONG-urilor din regiunea Cernăuți cu primarii și reprezentanții societății civile din Suceava. Și în acest moment, bineînțeles că ieri am vorbit cu domnul Barbă, posibil ne ajuta un pic Consiliul Județean pentru a organiza această întrunire cu anumiți demnitari din zona respectivă
Și folosindu-mă de ocazie, vreau să-i invit pe primarii care se găsesc aici și reprezentanții societății civile la conferința noastră comună de joi, la masa rotundă de joi, legată de problema NATO. Ea va fi de la ora 11 în sala albastră. Până, aproximativ, am scris noi acolo până la ora 1, dar cred că până la ora 2, fiindcă prea mulți vorbitori, până și la momentul de față, posibil cineva între timp a obosit și nu va mai vrea să vorbească și atunci terminăm un pic mai devreme. Dar sper că totuși vom termina joi, masă rotundă și... Domnul Hartmann, dumneavoastră faceți invitația pentru toți primarii sau o fac eu? Cum faceți? Pentru toți primarii, pentru sursele mass media și pentru ONG. O faceți dumneavoastră. Nu, în scris n-am făcut nicio invitație, vă spun aici. Da, dar nu sunt aici. Așa. În scris ei au primit invitații, primarii au primit invitații de la administrația regională de stat. Au primit-o, dacă nu mă înșel, vreo 4-5 zile în urmă, da? Poate? Vineri sau joi. Vineri sau joi au primit. Deci, practic, noi am pregătit scrisoarea, ei au trimis-o din partea lor, că așa un pic e mai serios. Bună ziua, vă salut domnul senator, bună ziua a toți, mă numesc Iurie Lercic, sunt directorul Centrului Pavilion de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești. Eu zic că e una dintre cele mai active asociații românești din Ucraina. Până în prezent avem 14 proiecte transfrontaliere și de la 12 până la 16 proiecte pe an care le implementăm cu sprijinul sau partenerilor noștri din România sau cu sprijinul instituțiilor de stat de aici din Ucraina. Cel mai valoros proiect al nostru este Școala Populară de Artă și Civilizație Românească Ciprian Curumbescu și sediul nostru. Vă invităm cu această ocazie, fiind aici în Cernăuți, este la 100 de metri de consulat, să vedeți un sediu a unui centru de cultură tradițională care sunt mai rar și în România. Vis-a-vis de ce facem noi, pe lângă proiectele care le avem acum, aș vrut să fac o replică ca să nu-i ducem în eroare pe cei care sunt aici în sală și care nu știu ce înseamnă proiecte transfrontaliere, nu depinde doar de frății. Spre exemplu, eu ca președinte a Comisiei pentru Cultură, Culte, Educație și Tineret a Consiliului Raional Cernăuți, în ultimii 3 ani am făcut 11 înfrățiri. Dar pe lângă înfrățire, trebuie să ne adresăm, în primul rând, autorității europene care ne pun la dispoziție aceste programe. Atât de drastic și atât de birocratic este programul de anul acesta, concursul de anul acesta, că marea majoritate din primari și eu, care de acum sunt format și am format și specialiști la centru, am renunțat să depunem proiect, pentru că este drastică cofinanțarea, este drastică raportarea, la 3 luni de zile trebuie să raportez. Să știți că am terminat ultimul proiect transfrontalier în decembrie 2022 și nici astăzi n-am primit banii, ultima tranșă, și 7.000 de euro. Noi, ca să acoperim acest, spunea domnul primar, ca să acoperim cofinanțarea, am luat credit. Vă dați seama, un an și jumătate noi plătim dobânda pentru ca să ne întoarcă înapoi ultima tranșă. Deci nu vă faceți mari iluzii vis-a-vis de aceste proiecte, pentru că sunt o capcană, mai ales cei care nu știu ale care nu au echipă. Dar nu puteți să generalizați, pentru că fiecare proiect în parte are... Eu zic de transfrontaliere, doamne. De transfrontalier. Nu trebuie să generalizați și nici nu trebuie să-i descurajați pe ceilalți, pentru că dumneavoastră n-ați reușit să faceți sau să, mă rog, să depuneți documentația necesară pentru ca să vă dea fiecare proiect care are... Fiecare program. Programul de anul acesta, eu am lucrat, doamna consul general, în fare, în tasă, sunt bilateral, bilateral. Dar nu, eu vă explic care este situația. Noi ne-am adresat, ca să știți, și la Comisia, nu știu dacă dumneavoastră știți, că noi mai ținem totuși coagulat acele legături a Consiliului Românilor de Pretutindeni vis-a-vis de legea 299 din 2007, care a fost creată vreo 6 ani în urmă. Cei care ne-am adunat atunci, tot ținem legătura asta. Și vreau să spun că nu peste tot este acest lucru.
S-au dovedit aici, așa ne-au explicat și experții europeni, s-au dovedit aici foarte multe proiecte, ținând cont că în 13 au murit 80 de bănci în Ucraina și nu s-au întors milioane de euro înapoi. Eu, spre exemplu, în 2013 și noi, Centrul Bucovinean de Artă, au făcut 39.000 de euro. Am făcut proiectele, toate patru proiecte care aveam atunci, pe barba proprie. Deci ca să fie, noi trebuie să stăm cât se poate de atent să analizăm aceste lucruri, pentru că cele mai bune proiecte sunt, spunea domnul primar, cu foarte mare birocrație. În momentul când există acea lege că primăriile din România pot acorda ajutor înfrățirilor și primăriilor înfrățite din Ucraina sau Republica Moldova, e vorba de bani. Și când e vorba de bani, e clar că apar o sumedenie de documente și asta e cea mai mare problemă. Vis-a-vis de munca noastră, asta m-am gândit eu replică, dar a fost mai mult, vis-a-vis de munca noastră, în momentul de față la Școala Populară de Artă avem 147 de copii din toată regiunea Cernăuți, recent, ieri, în păcate n-am putut să ajung la Fântâna Albă, dar am fost la Putna și am comemorat eroii noștri și martirii neamului românesc. M-am întors de la Focșani cu copii și am adus acasă un trofeu festivalului, iarăși un merit a copiilor și a părinților noștri, pentru că își dau seama și promovează acești copii și susțin tot. Am vrut să spun două cuvinte și despre colaborările noastre cu diaspora. Cea mai bună colaborare o avem cu Grecia și cu Italia, cu Asociația Românilor din Italia, domnul Terteleac, domnul Gen Terteleac, da, și cu doamna de la Caribia noastră, bucovineancă din Seret. Doamna Maria Cucureanu. Da. Noi lucrăm foarte bine. Din păcate, ce am dorit de la dumneavoastră, să nu pot, dumneavoastră a spus, sunteți președinte, sunteți membru al comisiei, avem foarte multe probleme cu copilașii noștri care vor să studieze la România, mai ales băieții. Și am vrea foarte mult. Da, și am fi dorit foarte mult ca România să se implice și să ceară de la Guvernul României ca acești copii de 17-18 ani care deja învață, noi avem copii care nu s-au mai putut întoarce la studii, unul din care sunt bine, nu sunt copil eu, dar sunt eu n-am putut termina masteratul, pentru că nu îmi stă voie să plec. Asta e situația reală. Același lucru s-a întâmplat cu băieții noștri care au venit la mormântare la Taicu și înapoi nu i-a dat voie să margă. Avem cazuri de genul ăsta care cere implicarea nu doar a noastră, dar și a României să ceară, să ne ajute, să ne sprijine ca acești copii să-și continue studiile. Și aceste lucruri, aceste cazuri, descurajează pe alți băieți, pe alți copii care înțeleg că situația e extrem de complicată și se gândesc, nu se mai gândesc să continue studiile în România. Aceste lucruri am vrea să discutăm noastră și dacă e posibil să cerem ajutorul pentru viitor. În rest, ne discutăm, proiecte sunt, iarăși, mulțumiri, mă alătur de acele mulțumiri care au răsunat până acum, aș cred că o să răsune până la sfârșitul întâlnirii, pentru că s-a făcut foarte mult, mai ales în ultimii ani, mai ales acele granturi, mai ales aceste proiecte care cu ajutorul lor putem păstra aici ce avem noi de valoare și ne putem mereu promova copiii, tinerii și limba noastră cea română. Discutat, într-adevăr, există probleme cu toți copiii și cred că ar trebui schimbat ceva legislativ în România referitor la copiii care merg la studii în România și au dublă cetățenie, mulți dintre ei au dublă cetățenie, intră pe locuri eligibile pentru comunități istorice, care ele sunt gratuite și sponsorizate de către statul român, adică nu intră în concurs, dar au carte de identitate și cetățenie română. Deși ei, în mod normal, acești copii care au dublă cetățenie, n-ar trebui să intre pe aceste locuri, trebuie schimbat. Nu intră. Ar trebui să intre. Dar să știți că intră. Pentru că ei vin și iau de la noi declarațiile de apartenență, dar de fapt mulți dintre ei pot fi cetățeni români și asta este o problemă care ar trebui cumva
până la urmă, dacă fac parte din comunitatea istorică și o părinți comunitatea istorică și fac dovada că locuiesc în Ucraina, ar trebui să intre, pentru că legea specială de redobândire a cetățeniei are, într-adevăr, este ceva special. Și atunci nu este prevăzută în legislație și cumva trebuie să schimbăm această chestiune, pentru că nu intră. Și acești copii sunt prejudiciați în drepturile lor de a fi, de a intra pe locurile speciale pentru comunitate și mulți dintre ei au buletine făcute la Suceava, dar nu știu. Acum simt, de acord, domnul senator, noi avem câteva propuneri de zi chestia asta, care le-am discutat și cu domnul Badea și cu domnul Codreanu, a fost luptat și chiar am putea să... Ținând cont că știm legislația din Ucraina, pot fi acești copii arestați. Eu îmi cer scuze, în la 3 ani ore de la Școala Populară de Artă. Dacă găsiți 20 de minute, vă invităm să vedeți citeriu și vă mulțumesc foarte mult. Dacă pe cați, vă dau o carte listă și vă să-mi trimiteți pe mail tot ce... Vă dacă eu nu am, da, deci problema cu copiii români nu au fost în viață la... Pentru că acolo e obligă să-și ia cele de sei ca să nu mai aibă carne de identitate, ca să poată intra pe lucrurile. Dar nu este normal, aici trebuie făcut ceva. Adică, cumva trebuie să prevăzut specială în legislație. Prevăzut specială pe excepția cetățenilor din România, din zonă istorică, nu e nici mai bine. Eu că acolo mai pasește iarba, merg mai târziu să-l iau acasă. Deci eu sunt Tatiana Bălciuc de la Asociația Cultural Sportivă Boianul Unit. Suntem o asociație tânără, formată în anul 21. Nu prea s-a auzit de noi, că noi încet pornim la lucru. Sunt mai mulți băieți și acum cu situația asta militară în țară, mai mulți sau sunt ascunși sau sunt plecați. Deci acum iau niște chestii, cred că o să începem și noi a face. Dar acum mai doare altceva. Deci n-am venit cu o întrebare ceva contorată din partea asociației noastre, dar deoarece colaborăm cu Fundația de Binefacere Casa Limbii Române și am ați văzut azi acolo voluntar, mă doare că nu avem muzeul nostru în Cernăuți, că orașul nu ne iese în întâmpinare, că ar fi și pentru ei un loc turistic atractiv, ar fi un plus pentru bugetul orașului dacă ar fi aici muzeul Emilia. Am atrage turiști, cimitirul, orașul, nu știu, Fântâna Albă, Lunca, deci... Sunt foarte mulți, universitatea care aici, dar iată, nu suntem susținuți și nu avem ceea ce ne dorim. Deci muzeul vrem să-l avem. Acum, cu impresia de acolo, chiar mă mănânc pumnii să fac ceva, să fie acest muzeu. Că așa este, că am tăiat frunze la câine azi. Noi facem curat acum, dar nu e al nostru. Păcat. Atât. Mulțumesc.